Biserica numește patimile Domnului sfinte, pentru că cel ce le-a răbdat este Sfântul Sfinților, Sfințenia însăși, mântuitoare, pentru că ele sunt prețul cu care Domnul a răscumpărat neamul omenesc din robia păcatului, și înfricoșătoare, pentru că nu poate fi ceva mai înfricoșător decât ocara pe care Făcătorul a răbdat-o de la făptura sa. În această zi nu se săvârșește liturgia, pentru că însuși mielul lui Dumnezeu este jertfit acum. Seara se săvârșește denia prohodului Domnului, care este ultima treaptă a tânguirii pentru Hristos. Înainte de învierea sa. Se înconjoară de trei ori biserica de Sfântul Epitaf, semn al celor trei zile petrecute în mormânt. Gospodinele sunt sfătuite să vopsească ouăle abia sâmbătă, dacă nu au făcut-o în Joia Mare. În niciun caz, ouăle nu se înroșesc în Vinerea Mare. În această zi nu ar trebui să se facă nimic. De asemenea, este bine ca ouăle să fie vopsite în roșu, deoarece această culoare este sângele Mântuitorului. Vinerea Mare, credincioșii țin post negru pentru iertarea păcatelor și pentru a avea spor și sănătate. În Vinerea Mare se oprește lucrul, nu se spală, nu se coase, nu se sacrifică păsări sau animale. În unele zone se dă cu tămâie în jurul copacilor și al caselor pentru a le feri de dăunători, boli, trăzneți sau animale sălbatice. Dacă plouă în Vinerea Mare, se spune că va fi an mănos. În această zi nu se săvârșește liturghie, iar morții nu se îngroapă decât cu bătăi de toacă.